Deslușurăm astăzi lucrările Ședinței Ordinare de luna iulie 2017. Înainte de a intra în ordinea de zi, aș vrea să supun spre aprobare procesul verbal de Ședinței Ordinare de luna iulie anul curent, și nu este pentru. Împotrivă, dacă se abține. De asemenea, proiectul procesul verbal de ședință extraordinară din luna iulie. Cine este pentru? Care sunt abținere sau împotrivă? Și procesul verbal de ședință din dată din cursul acestui săptămâni. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Vă mulțumesc. Fericirea dumneavoastră, o să dau citire ordinei de zi. Ordinea de zi a ședinței este următoare. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Pantaleon Cristian, președinte de ședință pentru luna aprilie 2017. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al secției Compania de Utilități Publice de Govna ESA. 3. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru secția Compania de Utilități Publice de Govna ESA, în conformitate cu prevederile legislației privind guvernanța cooperatistă. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două loturi de teren ce aparțin inventarului domeniului public al orașului Târgu Mureș de sub Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul valorificarea turistică și modernizarea infrastructură specifică în stațiunea valului climaterică Târgu Ocna. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor culturale artistice Zilele orașului Târgu Ocna 2017, ediția 15 și a manifestărilor comemorative planificate de aniversare 100 de ani de la desfășurarea luptelor de la Cojna și Cireșoaia, oraș Târgu Ocna. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării secției util Conseca, întreprindere publică, având grupul juridic de societate cu răspundere limitată și aprobarea actului constitutiv. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanților administrației publice a orașului Târgu Ocna la etapa finală de fotbal Cupa OE, ediția a doua 2017, inițiator viceprimarul orașului Târgu Ocna. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestrul 2017. Toate celelalte proiecte de hotărâre au fost inițiate de către domnul primar. Cine este de acord cu ordinea de zi care am prezentat-o? Da? Mulțumesc. Împotrivă, dacă s-ar cine cineva. Deci, ordinea de zi a fost votată în unanimitate. Vă propun să intrăm în ordinea de zi cu primul proiect. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Pantaleon Cristian, președinte de ședință pentru luna august 2017. În comisia juridică s-a dat aviz favorabil. Dacă sunt alte comentarii, da, vă rog. Dacă îmi permiteți, nu știu, alegerea, noi nu alegem omul. Desenarea, așa este prin descris în urmă. Prevederea din 215 a 6. Ok. Da. Noi nu alegem. Am înțeles. Alegem de președinte. Așa spune legea. Da, alege. La ședință, Consiliul Local, alege un președinte de comisie. Mulțumesc, Consiliul. Dacă sunt discuții, dacă nu, vă rog să supunem aprobării ca președinte pentru luna următoare, domnul Manțel, ce este pentru? Dacă s-ar ține ceva, ceva împotrivă, mulțumesc, domnul Manțel, să-l țină. Deci, veți vota primul proiect. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al Societății Comerciale Compania de Utilități Publice de Bogna ESA. Comisiile? Comisia pentru Urbanism a fost favorabilă pentru unitate. Comisia Juridică de asemenea a fost favorabilă. Discuții, vă rog, ce face în acest subiect, dacă sunt. Nu ai nimeni de comisie. Dacă totul este clar, pentru fiecare, fiecare comisie s-a discutat, acum să trecem la vot. Cine este pentru? Abținere împotriva? Deci în unanimitate.
3. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru SICE Compania de Unități Chimice de Dvorba Isan, conformitate cu prevederile legislației privind guvernanța cooperatistă. Comisiile? Comisia juridică, papii sau vorbă? Să avem discuții? Înțeleg că totul e cunoscută pentru toată lumea, da? Da. Sunt de făcut ceva precizare de cineva? Dacă nu sunt, atunci sunt până la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă s-ar ține cineva? Dar aici a fost viață de semnare de dumneavoastră, trei consilieri. Ați discutat în toate comisiilor? Nu. Uitați că observația este foarte bună. Ba, îmi cer scuze, observația mea, eu ar fi trebuit să vă... Da, declanșarea procedurii. Ce înseamnă declanșarea procedurii? Asta este tot un da, bine, cum e declanșarea procedurii? Așa scrie în acest moment, deci din momentul în care dumneavoastră veți aproba această hotărâre, comisia de selecție pe care o veți aproba tot prin această hotărâre, va trebui să întocmească documentația pentru selecția Consiliului de Administrație. Este o procedură mai complicată, reglementată de Ordonanța 109 de 2011 și de normele metodologice din 2016. Sunt de parcurs mai multe etape și asta înseamnă declanșare. Adică din acest moment, comisia, în termen de 10 zile, are obligația să facă scrisoare de intenție, apoi să aprobe planul de selecție și toate etapele până la... Asta înseamnă că nu se putează acum, sau nu se aleg acum. Dumneavoastră alegeți acum comisia de selecție, cum a venit comisia de concurs, care va analiza dosarele depuse de candidați și dintre toți candidații care își vor depune CV-ul și scrisoarea de intenție, vor fi desemnați 3 aprobați în APA. Dar pentru completarea comisiei este necesar să desemnați 2 dintre dumneavoastră. 2 consilieri. Mă rog, dacă sunt făcut... Și vă ajutați să faceți făcut. Din partea executivului, cine face parte? Din partea executivului face parte domnul Ciupotaru Cristian Aurelian, doamna Ghețu Mihaela din partea compartimentului resurse umane și doamna Maria Petrică Dorina. Legislația spune că această comisie poate fi organizată intern de către autoritatea publică tutelară sau această comisie să fie asistată și de un expert independent, ales într-o procedură de achiziție publică, în care să asiste această comisie. Noi am aprobat în structura aici. Structura, da. Noi am aprobat până acum. Corect. Deci, da. Vreți să... Facem propunerea acum unii cei care sunt în opoziție și unii ceilalți care sunt în partide politice. Sunt prea multe partide. Eu zic că cine e la putere și sunt la nivel național și la nivel local și asta mai răs puterea. Sigur. Da. Deci, PNL nu cred că ar propune. Ar fi corect să aveți. De comisie și eu am aceeași părere pe care domnul primar, dacă mă refer în mod strict la persoana cu care stau de vorbă, ținând cont de competențele și experiența profesională pe care are în domeniu. Ceea ce privește desemnarea din comisie, în sensul că am orientat pe anumite categorii de profesioniști care de la domeniu să vină și să facă parte din ce se întâmplă. Cum mai povesti în acest mod, de fiecare avem o experiență, o pregătire și chiar asta e forța Consiliului Local, că suntem pregătiți în multe domenii. Eu, tot timpul în ședințele AGA și în Consiliul Local, am urmărit atent activitatea companiei din gospodărie comunală și eu zic și obiectiv. Dacă eu aș participa la selecția Consiliului de Administrație, pe viitor n-ar mai putea fi la fel de obiectiv. Deci nu vreau să participez în pentru a-i putea verifica și vorbi cu ei. Numai asta e. Zic că ar fi chiar un dezavantaj. Nu, eu știu ce vreți să spuneți, dar nici măcar la desemnare altă. Asumați-vă, dacă totuși ați propus, au dreptat de domnul meu Cristi, asumați-vă până la capăt și constituirea comisiei și alegerea membrilor în Consiliul de Administrație. Suntem de acord, am votat pentru constituirea comisiei. Vă asumați până la capăt.
noi cel puțin nu propunem nicio problemă în această comisie de selecție a candidaturilor pentru membrii în Consiliul de Administrație. Și nu e așa important asta. După aia vor fi, am zis, numiți de agar, poate atunci, acolo ar fi mai... Puteți să-i pun niște întrebări. La selecție, pentru... Sunt convins că trebuie votați pe, trebuie să votați de agar. Obligator. Membrii în Consiliul de Administrație. Cel mai ultimul pas. Comisia de selecție va face o listă de minim 5, o listă scurtă. În lista această scurtă, dumneavoastră veți desemna 3. Da, eu am să-l propun eu din partea altă pe domnul Drăgănuță, mi-e viceprimar și alături de comisie. V-aș ruga să punem și la vot cine este pentru. Împotrivă dacă s-ar fie cineva. Și vă dau posibilitatea, haideți că am venit la sfârșit și dacă nu și-aș mă răspunde, trebuie să vă asumați dumneavoastră și să vă desemnați un președinte. Poate mai fac cineva voluntar. Putem, dar majoritatea au hotărât și de hotărâți acolo. Haideți să vedem următorul. Și pe bucura mea. Deci, propuneți, vă rog frumos. E cineva care se propună? Vreți să propun tot eu? Îmi propun pe domnul Făcărău. Cine este pe el? Împotrivă, dacă se abține cineva? Suntem în comisie, nu? Da, în comisie. Deci, ambele. Da, s-a hotărât domnul Drăgănuță și domnul Bucur vor face parte din comisia. Dar vreau să fac precizarea că se aruncă chestiunea de respectivul ca un test de responsabilitate. Exact. Pentru că dacă am face tot așa, domnule, știți... Dacă cineva dorește, noi nu... Da. Am din start, am făcut trimitere către competență, către valoare profesională. Nu să fie pentru creierea pe care v-au și trebuie să fie și în cineva care să se arunce cu piatra. Că dacă nu s-au ales, nu e pe lista scurtă... O să vină după aceea perioada când vom discuta despre nominat, pentru că ceva de zi, 5 persoane, nu care? Da. Așa avem grijă că cine... Dar scortez, domnul Cristi, că nu se contește... Dacă sunteți așa obiectiv, spuneți și vă ați fi coreți, noi o să propunem și noi, din partea noastră, un membru în Consiliul de Administrație, să vedem dacă vreți să fie acolo. Nu, Deci am trecut și de acest moment, am stat din comisia care va... Toți membrii Consiliului Local au votat în unanimitate proiectul de hotărâre așa cum a fost propus, da? Da. Și dumneavoastră nu puteți vota. Da, am votat pentru, da. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii a două loturi de teren ce aparțin intravilanului, domnului, da, inventarului domnului public al orașului Târgu Bovna, dreptul Bacău. Comisia juridică de asemenea a acordat aviz favorabil. E vorba de cele două loturi de teren care sunt la limită una cu alta, de la ANL-ul Cotinu Constantin. Da. Dacă nu sunt discuții cu marginea acestui proiect, vreau să spunem la vot cine este pentru. Împotrivă, dacă se abține cineva, deci în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul VAL, modificarea turistică și modernizarea infrastructură specifică în stațiunea VAL ultimatrică Târgu Ocna. S-a făcut ultima rectificare, mențiune în legătură cu indicatorii tehnico-economici al investiției și valoarea totală, inclusiv TVA-ul, este de 21.263.731 lei față de 21.630.214 lei. Vă rog să vă prezentați avizul de comisie. Comisia Economică a fost favorabilă.
Comisia juridică de asemenea a fost favorabilă. Dacă sunt discuții în marginea acestui proiect, vă rog. Dacă nu sunt, sunt la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Abține. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor culturale-artistice în orașul Târgu Bogna 2017, ediția 17-a, și a manifestărilor comemorative pentru județul de aniversare 100 de ani de la desfășurarea luptelor de la Tocea și Cireșoaia, orașul Târgu Bogna. Și aici a intervenit o modificare în urma formii ședinței pe care a avut-o Comisia Admitată în acest sens, au hotărât implementarea bugetului pentru evenimentul dedicat aniversării 100 de ani la desfășurarea luptelor la Bogna și Cireșoaia de la 20.000 de lei propus inițial la 50.000 de lei, suplimentare cu 30.000 de lei. Și dacă în ședințele de comisie ați discutat care sunt cauzele, care sunt motivele care au generat această suplimentare, nu mai fac o dată precizarea. Dacă nu, pot să o dau citire ca să știi toată lumea despre ce este vorba. Este. Da. Comisie economice și raportul a vis favorabil. Și a favorabil. Și Comisia pentru urbanism, proiectul pentru abținere și votul. A vis favorabil și Comisia juridică și pe discuția vreau să vă faceți câteva precize ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Da, domnule, o să mă refer puțin la sărbătorirea centenară. E o sărbătorire pe care poate mulți dintre noi odată în viață avem ocazia, iar un centenar dedicat eroilor are o rezonanță și o simbolistică și mai profundă. Comitetul de organizare a gândit aceste manifestări într-un parteneriat și cu alte orașe și comune vecine. S-au stabilit 3 zile, 10-11, care ar reveni ca responsabilitate primăriei Târgoviște și primăriilor partenere și 13 august, care revine ca responsabilitate protoieriei Onești. Deci primăria este implicată în primele 2 zile. Există elemente de simbolistică și care vor rămâne și după aceea în memoria comunității. Este vorba despre o carte, Zile de foc la porțile orașului Târgu Ocna, o carte ilustrată, și pentru cei vârstnici, dar și pentru copii, să le vorbească despre ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani. Sunt prezentate toate monumentele de pe raza orașului și Valea Slănicului și până în zona Oituz. Pentru prima dată sunt centralizate toate listele eroilor căzuți pe teritoriul orașului și a eroilor târgovleni căzuți în primul război mondial. Deci o lucrare cu foarte multe ilustrații, foarte frumoasă, foarte ușor de citit. Ea va rămâne actuală și pentru zilele acestea, dar și pentru septembrie, când așteptăm vizita regimentului Cehiei Panterii și Vânători de Munte și când se preconizează și un pelerinaj din partea Metropoliei Moldovei. Și rămâne valabilă și pentru anul viitor, când este centenarul Unirii și când va trebui găsite niște, practic, Unirea este efortul depus de Armata Română până la capăt, nu, pentru a susține idealul Marii Unii. Și atunci ea merge. Al doilea element simbolist este o medalie aniversară. Aniversară care are, pe o față are monumentul cavaleriștilor de la marginea, care simbolizează Cojna, de pe Cojna, pe verso monumentul de pe Măgura, care simbolizează bătălia de la Cireșoara. Și al treilea element va fi o diplomă aniversară interesantă, o parte am văzut cum va arăta grafic. Din punct de vedere al organizării, în prima zi
în 10 august, de la 10 la ora 13, în 3 locații vor fi manifestări identice, deci după același protocol, la Schitul Cireșoaia, la Monumentul Eroilor de Măgura și la Monumentul Vânătorilor de Munte de pe Coșna, în care vor fi antrenați Brigada 61 Vânători de Munte și Batalionul 22 Cireșoaia Sfântul Gheorghe, Protoieria Onești și o sumedenie de alte instituții. Seara se preconizează o defilare cu torțe de către Vânătorii de Munte, cu plecare din oraș spre cele trei locații. A doua zi, noi am gândit să fie manifestarea cu cea mai mare greutate, deci în 19 august, în centrul orașului, pentru că intenționăm să invităm de la 5 ambasade, președinție, parlament, ministere, organizații, deci asociații naționale, cluburi eroilor și așa mai departe. Deci să dăm cea mai mare reprezentabilitate la nivel național, pentru că după Mărăsarea și Șunțul, nu cred că există altă localitate cu o asemenea încărcătură istorică. Și în ziua aceea, cred că va trebui să fie cea mai mare mobilizare. Sperăm că vom fi onorați cu prezența măcar dintr-o parte din cei pe care intenționăm să invităm. Iar după amiază, între orele 16-19, vor fi manifestări culturale științifice, expoziții de carte, expoziții tematice, cartofilie, armament, fotocopii după documente militare, trei lansări de carte, un documentar, o proiecție de documentar istoric legat de zonă, de Oituz, și o masă rotundă de tainele Primului Război Mondial, prin Meleagul Cătușeni, unde avem invitații istorici, generali, deci personalități în domeniul militar și care vor veni cu lucruri interesante, care să nu plictisească, deci nu va fi o citire de referat, deci va fi o comunicare dinamică interesantă. Iar duminică, protoieria va organiza la Biserica Precista, slujba de pomenire a eroilor și lansarea enciclopediei Valea Trotușului, care se adaugă la cele două activități precedente. Din ce vedeți, este un program foarte ambițios, demn de o comunitate care se respectă și respectă eroii, și de aceea apar multe cheltuieli necesare, pentru că pe lângă asta implică și prezența vânătorilor de munte, înseamnă cazare, înseamnă masă, invitați, deci vă dați seama că complexitatea este foarte mare și trebuie să fii pregătit, că nu știi ce invitat va fi prezent. Și din toate trebuie să ieșim cu frântea sus. Deci odată la 100 de ani, să fim demni de cei care s-au sacrificat pentru noi, nu? Ca noi astăzi să fim demni de ce-au făcut atunci. Eu vreau să vă mulțumim foarte mult și aveți de partea noastră toată apreciația și recunoștința pentru tot ceea ce ați făcut în legătură cu evenimentul ăsta și mai ales pentru ceea ce ați făcut ca generațiile care sunt generații care urmează să cunoască trecutul istoric al acestui neam și mai ales perioada deosebit de încărcată, eroică acelui an 2017 și ce urmează. Vă mulțumim de suflet și aveți la trebuie. Haideți să discutăm despre acest proiect care sunt discurs. Avizile mi se pare că le-am cerut, nu? La fiecare comisie parte, nu? Comisie economică la data. Da, toate trei comisii le-au dat avizile. Dacă sunt discuții pe marginea, vă rog. Un aspect tehnic. Îmi pare că două chestii total diferite s-au pus sub aceeași hotărâre. Una sunt zilele orașului, care sunt an de an și tot timpul am spus că sunt alte mijloace mai bune de a cheltui banii, chiar cu miliardele lei vechi.
politică e una, iar manifestările, într-adevăr, a centenarului, au o încărcătură deosebită pentru orașul nostru și pentru țara noastră. Acum suntem în posibilitatea acum de a vota împotriva bugetului pentru zilele orașului și, sigur, cu două mâini pentru manifestarea de la Corp. Și are și pus cu minus de zero, deci ar trebui să mă abțin. Sper ca domnul primar să ne convingă să votăm acest proiect în totalitatea lui. Partea de 50.000 pentru Coșa, poate chiar, adică a fost justificat pe numele domnul profesor, nu sunt îndoieri. Partea aia luată, în schimb, referitor la programul artistic, la suma care e mult mai mare, poate ar fi proporția chiar invers. Se spune de un monument, monumentul care apare pe atât de sunt, în doi trebuia să-l dezvelim acum apare. Invităm și cineva să-l dezvelea. Deci, sper să ne convingeți la urmă, după ce vor lua cuvânt și colegii mei, să nu mă abțin și să votez pentru, măcar pentru partea datorită acestor comemorări centenarului. Da, mulțumesc. Vă rog, domnule. Sunt în același un consilier este nu trebuie amestecate cele două evenimente. Unul are o cărbătură deosebită, aniversarea 100 de ani de la Jurjurea Lucrurilor de la Corna și aia. Nu le putem amesteca cu sărbătoarea zilei orașului. Pe de altă parte, apare o sumă de 15.000 de lei pentru alocarea sumei de așa, pentru primirea tuturor care au primit 5 de ani. Aici ar trebui să se scoată în evidență. Câte cupluri sunt de astea? Că dacă împart banii, 30 de cupluri de astea de peste care au 5 de ani pentru ei, păi și nu se știe. Sună, în condițiile astea, eu consider că sunt prea mult bani. Și aici. La zilele orașului, sigur că noi avem atâtea de făcut în orașul ăsta, drumul ăla care duce la Salina este groaznic, groaznic, groaznic. Chiar vreau să fac o glumă de mațe. Comentează numai prin oraș că e sub egida UNESCO, de asta nu l-a luat. A rămas așa, el e din timpul războiului și trebuie să continui așa. Și ne apucăm să ne distrăm cu mici și bere, cu ce Dumnezeu, nu? Și ce mai ce fac acolo. Pe de altă parte, apare propunerea asta de monument. Ce înseamnă propunere? În ce stadiu? Câți bani ar costa? Ce ar trebui să facem pentru lucrul ăsta? Asta rămâne la stadiu de propunere. O să zicem că am propus un monument și s-a mai realizat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Da, după părerea mea, dar putem, poate putem să o facem acum. Să decelăm cele două treburi de zilele orașului, de comemorarea centenarului. Salut totuși pentru că s-a alocat o sumă mai mare centenarului față de suma minusculă care era stabilită inițial. Și acum să trecem pe zilele orașului, în care sunt temă împotrivă. Odată, nu am fost întrebați când anume putem omagia această zi, omagia, putem sărbători această zi, nu uităm că este în post, da? Este o sumă foarte mare. Și nu au fost întrebat cetățenii, cine trebuie să vină, cine trebuie să participe. Ce cântărețe am vrea să participe la eveniment. Da? Asta se face exclusiv numai prin grija executivului, fără ca noi să fim întrebați. Și vă dau un exemplu. Ca și anul trecut, vi-l spun. 150.000 au loc în Suceava. Doceana a renunțat, pentru a face lucruri mai bune pentru comunitate. Buhușu a loc doar 50.000. Da? Ea staționează din Moldova, face zile orașului, fără bani de la buget. Și face bine, credeți. Putem decela votul în două proiecte distincte? Da, mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții. Mai are cineva de spus? În legătură cu acest subiect, vreți să mai continuați numai ce? Da. Și nu înțeleg de ce toate lucrurile se întâmplă pe ultima 100 de metri. Adică trebuie să luăm măsuri de pe o lună pe alta. Știa că se fac zilele orașului. Puteam stabili cu două, trei luni înainte data. Da? Puteam stabili cine să vină. Deci era o problemă de organizare și destul de simplu.
Da? Suntem puși în fața obligația, cum a spus și domnul consilier Atache, obligați să votăm, da, comemorarea cu zilele orașului. Două elemente distincte de altele. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Noi chiar noi discutați, am venit înainte de ședința de comisie la sede și hotărâsem să ne abținem. Până în vedere, suma destul de mare care s-a locat elementului sine a zilelor orașului. Comemorarea, da, suntem în totul de acolo, dar până în vedere că trebuie să făcute și acestea, cu sau fără consultarea cetățenilor din oraș. Nu, nu știu dacă s-a făcut vreodată sau nu, eu aș fi de acord într-un an să consultăm populația orașului, să vedem dacă vor sau nu să organizăm zilele orașului, ca să mai fie niciun fel de discuții. Și atunci, niciun fel de orașul. Până la urmă, când ne-ai fost un sondaj de opinie profesională? Bravo, câteva mii de lucruri. Poate face pe internet. Putem face telefon și nimic și atunci nu mai sunt niciun fel de... Domnul Rusu, putem face zilele orașului pe rândul mare. Așa cum faceți în Moldova. Nu știu. Din 200.000 putem rezolva 10... Veniți totuși argumentați de ce e nevoie de această sumă și vom vorba cum să ce înțelegem ce e nevoie de acest parte, chiar sunt nevoie de bani și nu știu, nu mi se pare cam mare suma. Da? Vă rog. Mai sunt alte comentări? Poate dacă este prezentat și un raport cum se pierde acel bani. Avem o decizie, dar așa nu știu ce să mă... Pe degeaba. Nu, dar primar, sper și sunt convins că o să avem în vedere vis-a-vis de tot ceea ce se organizează, atât cât se cunoaște în momentul de față. Și urmează să concretizeze parcurs și posturile care sunt pe fiecare segment în parte, vor fi probabil la momentul potrivit prezentate în ședință la Consiliu. Acest proiect de hotărâre a fost adus în fața dumneavoastră acum, pentru că nu a putut fi adus mai repede, deoarece nu aveam datele necesare pentru a veni în fața dumneavoastră cu date certe. Observați că de luni până astăzi deja s-au modificat datele la activitatea pe care o avem cu centenarul luptelor. Activitățile sunt implică foarte mulți factori. Implicăm armată, implicăm biserică, implicăm localitatea Uituz, localitatea Pârgărești, localitatea Stării Mamelor. Este foarte greu să pui de acord dorințele atâtor factori și, sigur, să poți să ajungi la o soluție care să fie agreată de toată lumea. S-au suprapus în acest an, față de alți ani, zilele orașului cu aceste zile. Inițial am dorit ca să facem separat aceste zile, să lăsăm aniversarea centenarului, pentru că exact în aceste zile au avut luptele de la Cireșoaia și Coșna, și să facem zilele orașului săptămâna viitoare. Însă, săptămâna următoare, perioada 20, o face Oneștiu zilele orașului. Au discuții cu primarul Oneștei, nu renunță la această zi. Este o hotărâre din Consiliul Local pe care trebuie să respectăm că în zilele orașului la Târgovna se fac odată cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Avem și această problemă, pentru că suntem încă în post și am avut discuții și cu preoții și cu Părintele Protopol. Era bine să facem după post. A mai apărut un element. Luni va fi zi liberă. Și atunci zilele orașului vor fi sâmbătă, duminică, luni și marți. Era și o noutate care nu avem cum să nu o ducem până la zilele orașului, pentru că combinăm prohodul care se face în data de 14, unde va fi invitat și pe dumneavoastră la biserică, și slujba din 15, care are loc la biserică. Toate aceste instituții au fost de acord și până la urmă și biserica a înțeles că nu avem o altă variantă decât aceasta. Cum în toată această perioadă sunt anumite evenimente. Avem întâlnirea cu fiul orașului, deci
chemăm Târgoca, toți cei plecați din Târgoca, care vin să întâlnească aici, că vă invit și pe dumneavoastră să veniți la această întâlnire. Și avem 50 ani de căsătorie. 50 de ani de căsătorie, care este făcută la Biserica Preces, am făcut, pentru prima dată și se pare că a fost un eveniment agreat de cetățeni. Suma prinsă este pentru 30 de perechi, noi până la această dată avem 27, dar întotdeauna, în ultimele zile, când se aude de acest eveniment, pot veni persoane care sunt căsătorite în altă localitate și trăiesc în Târgoca, pentru că ați văzut condițiile care sunt. Să se locuiască în Târgoca, ambii soți să se prezinte aici și să aibă domiciliu în Târgoca. Și atunci, neavând evidența celor care s-au căsătorit în altă localitate, avem această rezervă. Banii vor rămâne, dacă nu se întâlnesc, pentru că trebuie trebuie să prezentăm un raport, atât puțin din contul, deci și dumneavoastră, ce sume s-au obținut. Vă invităm să veniți să vedeți și acest eveniment este important. Însă se pune problema dacă facem sau nu facem zile orașului. Zile orașului sunt la 17-a ediție, s-a făcut și în perioada cât. Până în 2008, când am fost eu primar, s-a făcut și în perioada 2012, domnul Rusu știe că a fost implicat chiar direct în acest eveniment. Nu știu dacă poți acum să nu faci aceste zile în orașul. Știți că am discutat, chiar la propunerea domnului Ana Patohi, să facem aceste zile în orașului cu o firmă. Avem varianta să facem noi, să-ți fac o firmă. Și vă spun că am încercat un alt eveniment, nu zile în orașului, să facem cu aceste zile. Care sunt efectele. Firma respectivă vine, noi punem la dispoziție energie electrică și spațiu. Și nu a reușit să meargă nicio societate în Târgoca. Pentru că sumele cerute de ei erau foarte mari. Ei își recuperează apoi din ce iau de la celelalte societăți. Stănic Motoma, știți câte critici sunt, a angajat o firmă, firma a luat toată locația și de acolo ia de două ori de la firmă respectivă. Care este sensul zilelor orașului? Ca să arăți capacitatea societăților comerciale din oraș și din împrejurim. De aceea, o să vedeți că în programul artistic, care este discutabil și unde sigur că ținem cont de părerile cetățenilor, chiar vă rog pe toți, care vă percepeți și mai bine, pe internet, să primim propuneri la artiștii care ar dori cei din oraș să vină la noi. Dacă nu facem acest lucru și angajăm o firmă, ei vin, poate ați fost cei care ați văzut data trecută și cei care sunteți implicați în aceste activități, știți, au venit toate firmele din Ardeal, au transformat practic ziua în ce au linii de preparate care sunt, într-adevăr, la un nivel mult mai ridicat decât pot societățile noastre din oraș și practic nu am căpăt niciun cetățean, n-a reușit nici o firmă din Târgoca să vină. Dacă la programul artistic acceptăm orice propunere pe care o faceți dumneavoastră și este bine să vedem, vom ține cont de aceste propuneri, impresarul care se ocupă de angajarea acestor artiști și partea tehnică, nu pot, pentru că e și asta o problemă. Fiind Oneștiu, în aceste zile, vedeam de două ori. Împărțeam turiștii și cetățenii care veneau și sigur că partea tehnică nu putea fi asigurată în două localități vecinate. Deci noi am mai discutat odată de varianta și să știți că în ceea ce privește executivul, noi am agreat varianta o firmă, de tot, pentru că avem noi mai puțin de... aparent avem mai puțin, pentru că pasa, circulația, protecția celor care sunt acolo, adică mă refer poliție, jandar, toți sunt implicate. Deci cred că vizile orașului trebuie să facem, să ne ocupăm noi de această activitate, sigur cu observațiile dumneavoastră de a ține cont de solicitările cetățenilor. Suma pe care o avem aici a fost discutată și anul. Este suma care de câțiva ani se cheltuiește cu această ocazie, este în jur de aceste 200 de mii de lei. Anul trecut am cheltuit sub această sumă, în acest an a fost prevăzută 2200.
ce nu se cheltuiește rămâne acolo, pentru că nu putem la ora aceasta să vă spunem pe ce vom cheltui banii, pentru că noi nu știm contract, n-am făcut contract cu o firmă care să știm ce artiști aduce. Dar imediat după zile orașului veți avea raportul cu toate sumele verificate. Și vă spun că puteți sta liniștiți că nu se va consuma niciun ban decât, așa cum spune legea, pentru că și Curtea de Conturi în acest an a verificat cu mare acuratețe și cu, spun așa, în amănunt, toate cheltuielile care s-au făcut cu ocazia acestor zile. Și eu cred că trebuie să facem zile orașului, pentru că deja suntem la 17 ediție și nu este bine să le facem, să nu observațiile care ați făcut dumneavoastră și vom încerca să cheltuim cât mai puțin la aceste zile. Vă mulțumesc și apreciez că acest eveniment istoric care va ridica Târgoviște la un anumit nivel și trebuie noi să fim la acest nivel, pentru că tot domnul profesor și comitetul de organizare a acestui eveniment, cum am spus, sunt primările din centri localități, domnul profesor de istorie, domnul Cristian Ciputaru, domnul viceprimar, am chiar intenționat să invităm și ambasadele țărilor care au fost atunci în acțiunile care au avut loc aici, la ambasada Franței, Austriei, Germaniei, Rusiei. Și cred că putem să facem față și dacă vom avea asemenea invitații. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții, spune-mi. Aduc aminte ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Tot așa am aprobat o sumă mare de bani. Același lucru am și anul trecut. Și la raportul care mi s-a dat după desfășurarea zilor orașului, 20.000 de lei a costat doar masa cu invitații. Asta e tot ce am avut. Mulțumesc. Totuși, consider că noi, Consiliul Local, gerăm crearea de evaziune fiscală. Și anul trecut am ridicat această problemă, ca toți comercianții să aibă casă de marcat, nimeni n-a. Deci o bere singură mai e 3 lei și 5. Deci eu nu vreau ca să girez evaziunea fiscală între gomea cu ocazia de zilul orașului. Mulțumesc. Da. Dacă nu mai sunt alte discuții, să punem la vot. Cine este pentru? Efectua lucrări pentru oraș și cu girul sau sub control, să zic, Consiliului Local, corect? Dacă ne uităm în materialele cuptului care ne s-au prezentat,
compania de construcție sau partea de construcție era singura care aducea profit. Și eu zic că ar fi păcat să nu pierdem oportunitatea asta, să păstrăm o parte de, din oameni, da? Și totodată să încercăm să facem noi bordurile mai bine decât le face Gironapul sau le face cealaltă companie, da? Care ați văzut cum sunt cărpite. La Mistrii, așa. Asta e tot ce am avut de spus. Susțin înființarea companiei. Vă rog, domnule. Aș dori să fac și eu o precizare. Am văzut și în actul constitutiv la cele două societăți, același la articolul 1 din denumirea societăți. Dacă societatea are pagină de internet proprie, informațiile vor fi publicate. Conform legii, societatea trebuie, este obligată să aibă o pagină de internet și să publice toate acestea, nu dacă. Am citit, așa, am văzut și unele probabil erori de redactare, mai la articolul 5.3.1, adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni după închiderea exercițiului financiar. Păi, după 5 luni, după ce declară bilanțul 7 sau 8, la ce să ne mai întâlnim? Mă întreb eu. Eu aș propune să ne adunăm înainte de a transmite toate aceste situații financiare. Și am mai găsit tot în documentație că noi modificăm exercițiul financiar. Noi nu modificăm exercițiul financiar, doar dorim să ne-l aducă la cunoștință înainte de a transmite la instituțiile statului. Și tot pe aici am văzut că ne întâlnim foarte rar. Eu aș propune, exact cum scrie în ordonanța de urgență 109 din 30 noiembrie 2011, așa, să ne întâlnim lunar și exact cum ar trebui specificat în contractul de mandat a directorului și a Consiliului de Administrație, să ni se prezinte, exact cum spune legea, eficiența activității societății și îndeplinirea indicatorilor de performanță. Tot în această ordonanță se specifică că dacă unul din membrii Consiliului de Administrație sau director nu îndeplinește în totalitate aceste criterii de performanță, el poate fi acționat în judecată și schimbat automat. Dacă noi ne întâlnim o dată pe an și eventual după un an la 5 luni, cum mai știm noi ce a făcut acest Consiliu de Administrație dacă nu se prezintă un raport exact cum scrie în această ordonanță, ce a făcut, ce va face? În tot în documentație am citit și eu aș propune exact cum scrie în această ordonanță ca cei care vin să-și depună dosarul pentru Consiliul de Administrație sau pentru directorat, deși directorul poate face parte din cei trei membri ai Consiliului de Administrație, deci poate fi numit dintre cei trei membri și se va numi director general. Sau trei membri ai Consiliului de Administrație și un director general, care are atribuțiuni de conducere și responsabilități foarte mari. Tot în această ordonanță scrie foarte clar ce criterii trebuie să îndeplinească. Probabil doamna Corina știe. Noi nu vom accepta decât dacă îndeplinesc aceste condiții. Tot în documentație am găsit că noi putem schimba membrii Consiliului de Administrație. Nu, noi putem să reluăm acea selecție exact ca în ordonanță. Și am mai găsit câteva neclarități pe aici, dar am să rog cine a redactat să mai verifice o dată toată documentația. Mai există o problemă, vă rog, de acum, dar sper să completeze doamna Denuța, doamna Iuleche. AGA, undeva am citit, chiar am citit, AGA este convocată de către, chiar nu știu cine a redactat. Președinte, este așa. Și Consiliul de Administrație participă ca invitat și la un moment dat, ulterior, participă ca invitat la adunarea actei. Ori ne convoacă și se
suntem convocați de Consiliul de Administrație și ori să întâlnim cu cine a redactat pe statutul și asta nu e corect. Deci n-a fost inițiat la... Sunt multe erori. Da, da. Strâmbă legea, tu mă convoacă Consiliul de Administrație, mă convoacă Consiliul de Administrație și după aia Consiliul de Administrație e invitat la ACA? Deci îi strâmbă legea, dar este o inepție. Nu e dacă tu mă convoci la o ședință, după aceea ai calitate de invitat, dacă tu mă convoci... Da, cine vrei să-ți prezinte ce-ți dau oameni? Nu, dacă tu mă convoci pe mine la o ședință, după aceea tu devii invitat... Da, haide să... Haide să ne... E strâmbă legea, e o inepție ce scrie acolo. Doamna, ați prezentat câteva aspecte, care într-adevăr sunt foarte interesante și, într-adevăr, ordonanța 109 are o grămadă de lipsuri și eu am să plec de la prima, fac o completare, toate aspectele pe care le-ați prezentat la inclusiv calitatea de acționar a consilierului local, care, dacă te raportezi de punere material echivalent cu zero, în afară de partea de obligație, era acolo o teorie, filozofie, în care unul dintre filozofi spunea că e bună să ai o subvenitare în buzunar sau și alte ți-ai în cap. Data asta mai avem în cap. Banii de niciodată nu avem în buzunar în postura de acționar. Noi suntem doar cei care să supraveghem activitatea unui Consiliu de Administrație, un Consiliu de Administrație care își asumă toate responsabilitățile, că de fapt ei sunt cei care gestionează întreaga activitate a societății. Și e contul financiar și cum vreți dumneavoastră. Ședințele AGA, într-adevăr, cele ordinare, odată la 5 luni după constituire, ședințele extraordinare pot fi la solicitarea Consiliului de Administrație sau acționariatului, organizată lunar sau de fiecare stăpânt. Și referitor la întâlnirea adunării generale ordinare, așa spune articolul 110 din legea 31, că adunarea generală ordinară se întâlnește cel puțin, dar asta nu împiedică ca ea să se întâlnească de mai multe ori. Pe an. Nu este limitat doar cel atât, la 5 luni după închirea exercițiului financiar. Da, așa este prevederea. Dacă toți faci acest act și societatea este, mă, bine ar fi să fac să ne ducem direct în acea ordonanță, care este valabilă și actualizată, să nu mai folosim ce este de ordonanța. De exemplu, articolul 333, reducerea capitalului social la SRL-ul acesta care avem capital de 200, spuneți așa, reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a doua luni de la data publicării. Dacă prin legi capitalului 200 de lei, ce să mai reducem după două luni? Este copy-paste de la IESA, unde IESA se poate transforma în SRL și se poate reduce capitalul în anumite condiții. Sunt cele 5 puncte. Corect, dar copy-paste la acum am pus un capital minim, în țară, dar capitalul poate crește, actul constitutiv nu este făcut doar pentru acum. Adică dacă aș fi limitat, ar fi trebuit ca după o perioadă să intru iar în ședință de consiliu să modific acel capitol. Cum dacă se va majora sau da, va fi tot cu acordul nostru și acolo și nu are sensul să spunem cum putem reduce un capital care este sub limita legală. Părerea mea este, mă scuzați. Aia este discutat și problema dividendului. Da. Pentru că acționariatul va fi retribuit, nu acționariatul, pardon, cu membrii Consiliului de Administrație, și societatea trebuie să ne aibă pe profit. La un moment dat trebuie transformat profitul în dividend. Trebuie discutat de toate aspectele astea de la ce? Oricum este condiția esențială de la articolul 1. Deci firma nu are voie să aibă pierderi. Este eficientizarea societății. Nu avem cum să facem o firmă să ne întâlnim cumva la pierderi. Deci scrie foarte clar că Consiliul de Administrație împreună cu directorul general, dacă faci parte sau nu, deci răspunde dacă se duce sub... Da, asta trebuie să o clarificăm de aici, după cum am citit în lege și în proiectul de hotărâre care e prezentat aici, să finalul constitutiv,
directorul general este membru Consiliului de Administrație. Nu e din altă parte, are calitatea de membru Consiliului de Administrație. Pentru noi este foarte bine ca și consilier. Pentru noi este foarte bine ca și consilier, pentru că nu mai răspundem toată, răspundem, dar nu atât de tare, va răspunde Consiliul de Administrație și directorul acolo care va fi. Până acum răspundeam noi 100%. Acum ieșim puțin și va răspunde cei care vor conduce și vor, vor administra această... Exact. Responsabilitatea la aparține consilier. Da, și noi o să-i tragem la răspundere. Da, domnule. Deci voiam să spun că remarca vis-a-vis de chestiunea că AGA nu poate să schimbe Consiliul de Administrație e greșită, pentru că chiar ăsta este rolul AGA, să supravegheze activitatea Consiliului de Administrație. Iar în condițiile în care acesta nu-și face treaba, îl schimbă. Nu înseamnă că și face selecția totală. Adică îl schimb pe X cu Y. Îl schimb pe X în sensul că îl revoc. După aceea se trece la alt proces de selecție. Păi asta am spus. Asta este sensul legii care spune că AGA schimbă Consiliul de Administrație. Da. Nu că dumneavoastră ați vrut să spuneți că nu AGA schimbă. AGA schimbă. Da, AGA schimbă. Am spus că Consiliul de Administrație, undeva în documentație, dacă o să fiți atent, așa scrie, Consiliul de Administrație modifică și propune azi negru. AGA. Da, mulțumesc, domnul. Poate colegul de selecție. Haideți să pornim de la... De ce trebuie să zicem? Avem una care, știți, avem, funcționează așa cum funcționează și ne mai trebuie o societate. Și e foarte bine că s-a ridicat această lucru. Știți că licența culturii, una din observații, a fost următoare. Trebuie să aibă obiectul de activitate organizat. Și nimic altceva. Și atunci activitatea de ecarisaj și activitatea de construcții trebuie să treacă în altă parte. Și acesta este rolul ființării acestei societăți. Până în septembrie, când dau limita să rămână obiectul de activitate. Și este normal să fie așa, pentru că este posibil că atunci când prestezi un serviciu public și ai și alte activități, să plece din profitul sau din banii dați de cetățean pe taxa de salubrizare să ajungă la construcții sau să ajungă la ecarisaj sau în altă parte. Deci trebuie să existe societatea cu obiectul de activitate. Dacă am urmărit pentru CNU, desigur, toate observațiile făcute de doamna consilierul Răcu, și mulțumesc foarte mult, sigur, ca specialist și a spus, și așa este cum spuneți dumneavoastră, rog că juristul de la companie și urmăm și pe doamna secretară să țină cont de ele și să facem într-adevărul statul. Dacă legea spune că până la un an, noi putem să punem în fiecare lună. Adică legea nu este restrictivă și cred că este corect să facem această societate să funcționeze mai bine decât, nu știu, alta care nu. Și vă rest, ca să formăm această procedură, tot ce înseamnă acolo, comisii de evaluare și măsuri de administrație. Mulțumesc, eu consider că actul constitutiv mai trebuie să suportă anumite modificări și în legătură cu partea de cooperare care poate să realizeze societatea cu alte societăți, cu alți parteneri, care nu prevăzută în actul constitutiv și trebuie să fie prevăzută și la această chestiune. De asemenea, recuma, înainte de a îi da forma finală a acestui act constitutiv, înainte de a merge la Registrul Comerțului, să ne inspirăm din alte acte constitutive, că sunt recente, că majoritatea OAT-urilor care au societăți comerciale constituite în baza Ordonanței 109, sunt actualizate, unii dintre ele sunt funcționale. Haideți să nu inventăm roata, că e inventat, trebuie să nu o să adaptăm ceea ce este util și valabil pentru lucrurile de bloc. Da, cine mai vrea? Domnul să vă spun. Aș dori să propun ca cei care vor fi selectați pentru Consiliul de Administrație la ședința când noi o să-i votăm, să vină și cu declarația de intenție și cu un plan de dezvoltare să vedem ce vor ei să facă, dacă merită să-i votăm sau nu, conform aceste ordonanțe. Deci ei ar trebui să, să prezinte și aceste competențe. Da.
Comisia care va selecta acești candidați, eu sunt convins că vor stabili niște criterii foarte clare și ne vor impune să se prezinte într-un anumit fel, cu un CV, cu tot ceea ce ține de a-ți prezenta calitățile profesionale și competitivitatea pe care trebuie. Poate să-l prezinte unde e morțul, poate să-l prezinte... Poate să vină fără, să spună pe doamnă. Dar dacă avem un plan și vrea să facă, atunci poate bine. Nu trebuie să prezinte unde este, ce problemă îl face, că e cam dat bună. Dar există metodologie, doamnă, la selecție, există metodologia de selectare. Nu o să ne abate, nu o să-l facem cu păurei. Comisia de selecție va ține cont de lucru. Dacă mai sunt altceva scris, vă rog. Rațiunea pentru care trebuie să înființăm această asociație e clară, dar trebuie să tundem posta companiei CUP, actuala companie, de activitățile interice de salutizare. Dar se naște societate care va trebui să plătească un director, un contabil șef, un consiliu de administrație, din activitatea de construcție și ecarisaj. Nu știu cum am mers construcțiile până acum, mă întoiesc ca să putea fi și pe profit. Dar după aceea nici nu trebuie să ne speriem, să facem noi borduri neapărat, dacă nu merge, nu merge. Asta e altceva. Sunt societate care se fac un supermarket și un bar, un restaurant, autoservice și toate să fie la primărie. Deci, să la primărie. Da. Dar merge pe bună credință și să-i dăm un import atunci și să vedem. Sunt curios tare cum dotarea care este, cum poate să facă de construcții, doar nu știu, de reparații, eu știu ce, dar... Niciodată o bordură făcută la voi, din păcate mă spui că o bordură făcută la o firmă de specialitate. Nu mai dau numele. Și cum va plăti ea, repet, tot personalul, orientându-ne după activitatea trecută, în doi etapi, să fiu pozitiv și eu voi vota înființarea companiei. Da, s-a analizat în primară, adică după organigramă, ca de în câte funcții să fie... E obligatoriu că se dă ajutare, să cred că s-a avut atenție. Nu se poate. Aș mai... Eu aș propune că este legal, conform ordonanței, ca Consiliul de Administrație să fie la ambele firme. Și la compania de utilități și la compania nouă, pentru că în lege au acest drept. Și atunci ar plăti, cum ar fi 4 ore la o companie, 4 ore la o companie. Și atunci n-ar fi suma așa de mare. S-ar mai reduce cheltuielile și la firma nouă. Și poți fi direct în două companii, membrii nu mai fac parte din alte consilii de administrație. Deci, până la 5 consilii de administrație, poate să facă parte. Și dacă alege un consiliu de administrație din 3 membri și se alege un director dintre cei 3 membri, poate să funcționeze la altele companii. D'accord, dar directorul general e directorul numai la una și atât, celălalt la lui și nu poate face parte. Ceilalți membri ai comisiei, da, ceilalți pot face parte. Da. Care nu au funcție de conducere. Mulțumesc. Având în vedere că în luna noiembrie, Consiliul Local Târgu Mureș, în noiembrie 2016, am aprobat înființarea unei societăți, haideți să-i dăm drumul, să-i dăm succes, mă rog, oamenii să meargă, sperăm, sunteți obligați, de fapt. E obligată societatea noastră și cineva în directul să facă nu profit, cel puțin să mai aibă o pierdere și mă la dumneavoastră de finanțez cu dumneavoastră de scrie. Așa, spun tu. Așa. Am văzut că să nu le o pierdere. Haideți să înființăm și unde vedea. Dacă faceți pierdere. Tema asta discutam, nu avem alte discuții colaterale. De altă parte, atribuțiile alea sunt trecute în legea 31. Și nu trebuie să mai treci noi câteodată în statut. E clar că AGA aprobă bilanțul, AGA aprobă... Dar se trec. Se trec pentru că așa sunt toate statutele, cu toate atribuțiile pe care le dau. Copy-paste și... Asta e, răspăcute ca să știm fiecare. Da, dacă nu mai sunt alte discuții, vă rog să supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă s-ar ține cineva. O singură opțiune. Nu, 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 nu,
Alegi la proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanților administrației publice orașului Târgu Ocna la etapa finală de fotbal Cupa Omorei, ediția a doua, 2017. Comisia juridică nu a fost favorabilă. Dacă sunt discuții pe această lucru. Vreau să vă precizez un lucru. Aș vrea să spun că domnul vice, fiind ca inițiator de acest proiect, și că doamna Cosma și că doamna Neri și Rochi, într-un raport pe care l-a făcut, a detaliat fiecare bănuț unde se duce și pentru ce este alocat. Atât am zis. Cam așa ar trebui să am zis. Cam toate rapoartele care sunt plătite alții. Dacă mai sunt alte discuții pe tema acestui proiect, dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine s-abține? Fac parte din lista aia. Așa ne-abținem toți. Eu consider că trebuie să mă abțin pentru că e vorba de niște bani care se cheltuie. Deoarece mai avem multe lucruri de făcut în orașul Târgu Ocna și chiar cu banii ăștia pe care am dotat două case sau trei case. Mulțumesc, domnul Bățică, putea să vă spun despre vedere și înainte de ce a trecut. Următorul proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestrul 2017. Comisia Economică a fost aprobată la unanimitate de vot. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu sunt. Să punem la vot cine este pentru, cine este împotrivă, dacă s-a ținut cineva, ce a trecut acest proiect. Să întreba o singură chestiune înainte de a încheia ședința, vreau și eu să vă aduc la cunoștință. Zilele trecute a venit un cetățean care nu era în Târgu Ocna. Întâmplarea care veni la mine, am venit la domnul Măciucă sau domnul Poșescu la cineva. Și a întrebat-o pe nevastă mea dacă știi cum se cheamă strada mea. Haideți să găsim soluții, să punem niște indicatoare cu fiecare stradă, pentru că în sezonul turismului este fapt. Și oamenii nu știm pe străzele pe care circuit. Bine, măcar la început, la un cap și la alta străzi, să știe să fie denumirea străzii respectiv. Haideți să încercăm să implementăm de mereu de această chestiune. E deranjant. Știu că s-a epuizat pe știu că s-a epuizat pe ordinea de zi. Aș vrea totuși să propun, până acum nu avem diverse. Grație unui coleg de la nostru care s-a luptat un an de zile sprijinit de un alt coleg, s-a luptat un an de zile să scoatem de pe ordinea de zi punctul divers. Punctul divers era punctul unde noi, ca și consilieri aleși de către cetățenii acestui oraș, să îi reprezentăm în Consiliul Local. Da? Puteam să ne exprimăm într-un cadru legal constituit, într-un cadru oficial, când eram ascultați, văzuți, executivul era obligat să ia, să țină cont de spusele și părerile noastre. Haideți totuși să încercăm să găsim o modalitate să repunem pe ordinea de zi punctul divers. Sunt atâtea probleme în oraș, mi-au fost ridicate de către cetățeni, să le aduc la cunoștință executivului în cadrul Consiliului Local. Nu am această posibilitate. Dumneavoastră, acum putea să închideți ședința. M-ați lăsat? De acord, dar îi pun observația pe care o fac. Haideți să încercăm totuși să repunem. Noi am fost cei care am insistat. Să știți, să scuzați, aduceți-vă aminte că între anii 2008 și 2012 am încercat și noi să scoatem punctul divers până când mi-am dat seama că nu e bine să-l scoatem. Așa, pe 2-3 luni, nu l-am mai pus, că nu prea noi să punem punctul divers, să schimbăm ceva. Haideți să vedem, este legal să poate face doamna Haideți să votăm, eu propun treaba asta, să votăm, altfel, pentru că niște discuții după proiectele care sunt supuse dezbatere și aprobate în Consiliul Local, avem dreptul și chiar avem și obligația să discutăm despre problemele localității. Astăzi chiar am văzut o problemă ducându-mă spre ieșirea din oraș, și chiar vreau să o spun, nu am posibilitate, cred.
Vreau să mă ascultați așa de bunăvoință, că mă ascultați să spunem, dar nu e nimic legal și nici... Noi am încheiat ședința, de fapt. Ordinea de zi s-a încheiat. Vorbim astăzi. Vorbim la diverse, cum ar fi. Ședința se încheie în momentul în care ședința de vedere a închisului diverse, totuși era un punct pe ordinea de zi, unde puteam noi... Haideți să mai vedem și alte puncte de vedere. Vă ascult lucrurile. Da. Avem un regulament și ca să respectăm și ce a făcut domnul Roșeț și vedeți că de mic a existat și legal, strig, legal, arbitrate, avem interpelări la începutul ședinței, înainte de începutul de ordinea de zi. Nu e regulament. Mutăm diversul la început, facem interpelări atunci, am împăcat și da, așa. Da, 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 nu avem ce face. Haideți ca să respectăm. O să fie 10 minute la început. Așa. Deci ce știi regulamentul doamna secretară? Că nici așa, să avem o ordine de zi fără ce se spune acolo în regulament. Dar așa, așa facem. La început. Aceste lucruri, interpelări, sigur, interpelările care se pot face. Nu știu dacă neapărat ordinea trebuie să fie la început. Partea de interpelări, un pic de rog. Asta poate fi. Partea de interpelări sunt scrie. Interpelările, în loc de diverse, să-i spunem interpelări și ținem discuțiile așa. Exact, cum spune regulamentul. Cu ordinea regulamentului poți să... Prefere, dar orice consilier local poate ajuta la executiv. Exact. Deci, poate forma interpelări. Vă aia să pun atenție în consiliul local. Sunteți de acord că acest punct nu se mai cheamă divers, se cheamă interpelări, să aibă loc în cadrul fiecărui ședinței, la sfârșitul ședinței. La sfârșitul, normal. Pentru că terminăm subiectele de bază, proiectele de hotărâri care trebuie să le votăm. Și la urmă discutăm ce încercat să ne facem. Nu am fost președinte de comisie și nu s-a făcut. Suntem. Domnul, vă spun de ce nu s-a făcut. Vă spun de ce nu s-a făcut. Înregistrarea ședinței. Domnul Roșeț a făcut un mare act de bravură pentru orașul ăsta. Și dumneavoastră l-a acceptat pentru că avea interes, domnul Roșeț. Chiar le-a spus diverse de lor în așa. Haideți să mai lăsăm și pe alții să-și spună punctul de vedere. Vă spun ce este. Deci, voiam să spun că avem următor. Că e absolut necesar acest punct. Și pe ce se verse, interpelări, pe punem declarații și orice. Cum vrea să le spun? E imperios necesar. Chiar vreau să se facă și ăsta e ca ușor a spus că asta e vorba tuturor. Domnul Măciucă, dacă vă rog să vă... Eu v-am respectat. Ascultați-mi. Dacă vreți să vă respectați, nu are mare. De asta, cred că data trecută s-a și scos punctul diversele pe ordinea de zi și nici n-am fost de acord să-l reintroducem, pentru că s-a dorit. Eu că puțin așa am simțit-o. Asta e patru diversiuni. Și asta voiam să... Și o bascarată, ca să zic mai prea românește așa. Și aș preveni acest tip de manifestare pe care vreau domnul Mică să-l facă, prin introducerea unui regulament de dezbatere acestei interpelări diverse sau cum vreau să-i spun. Știți de ce? Pentru că s-ar putea să ne trezim cu exact situația la precedenta ședință. Adică, un grup de cetățeni animați, dezanimați, etc., etc., motivați, susținuți și așa mai departe, și să degenereze ședința. De aceea, propun să se facă un regulament în cadrul căreia să se dezbată acest punct. De exemplu, cine pot să fie participanți? Câte minute au voie să dezbată? Câte drepturi la replică au? Cum să aibă limbajul? Etc., etc. Ce considerați ca să se desfășoare în limita regulamentului Consiliului Local și a normelor de bun simț? Într-un totul de acord, pentru că trebuie să creăm simțul primul ordine și de punct de vedere a comunicării cu cetățenii localității, că nici nu suntem supuși unei judecăți din partea nu știu căruia care vrea să vedem și exprime omul aici. Dar regula este clară, în sensul că în regulament este prevăzută calea de a putea participa. Are dreptul să participe la ședința Consiliului Local în public cu oricare cetățean. Dar nu are dreptul fiecare să vorbească de câte ori are el chef și să-l țină slujbă și cum mai începe aici.
Însă, partea cealaltă care ține de modificările regulamentului este în atribuțiile noastre, pentru că regulamentul nu o elaborăm, noi modificăm și completăm de câte ori este pe voi. Și am zis, dar vă dăm în forma în care trebuie să noi mai întâlnim cu situații care sunt greu de rezolvat. Numai o mică completare. Ați văzut ce s-a întâmplat la Consiliul Capitalei. Când au fost cu jandarmii scoși și au ajuns la Mărânceni, chiar la Bobituci și așa mai departe. Eu zic să prevenim astfel de chestiune și așa cum s-a face acolo conform regulamentului, toată lumea care vrea să participe la ședințele Consiliului Local, care sunt publice, o zi înainte frumos se înregistrează și pune de acolo au fost scos ilegal. Acolo ziariști au fost scoși ilegal. Nu puteți face o paralelă între ceea ce se întâmplă aici și ceea ce se întâmplă la Consiliul. Înseamnă că am văzut emisiuni diferite. Păi, dragi, eu vă propun nu fiecare să luăm regulamentul de organizare a ședințelor Consiliului Local, da, și să venim fiecare cu amendamente, cu noutăți și hai să facem regulamentul așa. Se trebuie ca mine. Sigur trebuie. Aici o fel de chestiune că facem modificările și le aducem, bineînțeles, cu respectul care se cuvine față de cetățean. Că nu înseamnă că face regulament ca să primim cetățenii. Primim cu respectul. Eu m-am simțit foarte jignit săptămâna trecută, ședința trecută, când, de exemplu, domnul Dima l-a jignit și pe domnul Rusu, chiar dacă este din opoziție, este colegul meu consilier. Și pe domnul Ilie, care i-a zis că, nu știu, nu și-a pus ședința cum trebuie domnul primar, ca să poată veni și tot prostul, parcă, la ședință. Despre domnul Rusu, că merge cu bicicleta și așa mai departe. Nu e normal să suportăm așa ceva. Nu e normal. Deci venim cu regulamentul cu multe modificări pentru ședința următoare și votăm și îi dăm caracter de imperativitate. Asta ca entitate declarată. Uite, așa am făcut și diverse. Deci declarăm în ședința de astăzi. Felicitări, domnule.